Bună ziua! Sunt Sorina Stoian și astăzi vom discuta despre rezolvarea unei ecuații în mulțimea numerelor întregi Z. Materialul video prezentat constă în redactarea etapelor de rezolvare a unei ecuații pe mulțimea numerelor întregi. Ce este o ecuație? Ecuația reprezintă egalitatea în care apare un termen necunoscut, notat de obicei cu literele X sau Y. Acest termen necunoscut se numește necunoscuta ecuației. Orice ecuație are o soluție. A rezolva ecuația înseamnă a determina valorile pentru care egalitatea este verificată, adică a determina soluțiile ecuației. Orice ecuație poate avea o soluție, mai multe soluții sau nicio soluție, adică atunci spunem că mulțimea soluțiilor este reprezentată de mulțimea vidă. Pașii pe care trebuie să îi urmăm în rezolvarea unei ecuații sunt următorii. Se separă termenii necunoscuți de termenii liberi, se efectuează calculele reducând termenii de același fel și apoi se determină mulțimea soluțiilor ecuației. Primul exemplu pe care l-am ales este să găsim soluția următoarelor ecuații din tabelul alăturat. Prima ecuație este x minus 2 egal cu minus 2. În partea dreaptă a tabelului avem cele trei soluții, minus 2, minus 1 și 0. Pentru a verifica care dintre aceste trei numere întregi sunt soluțiile ecuației, înlocuim pe rând x-ul cu una dintre aceste valori. Dacă înlocuim cu minus 2, ne va da minus 2 minus 2, adică minus 4. Nu verifică ecuația. Dacă înlocuim cu minus 1, ne va da minus 1 minus 2, adică minus 3. Nu verifică ecuația. Dacă înlocuim cu 0, 0 minus 2 ne va da minus 2. Perfect, înseamnă că 0 este soluție pentru ecuația 1. Analog, procedăm și pentru celelalte patru ecuații. Dacă înlocuim cu 4, observăm că ne dă 8 plus 3, 11, nu verifică. Cu minus 4, minus 8 plus 3, minus 5. Deci minus 4 este soluția ecuației 2. În cazul ecuației 3, 3. În loc de x înlocuim 3, minus 3 plus 4, minus 1, nu verifică. Minus 2 plus 4, 2, nu verifică. Minus minus 3, adică 3, deci atenție, minus, minus 3 plus 4 este 3 plus 4, adică 7. Înseamnă că 3 verifică ecuația. Deci soluția ecuației 3 este minus 3. Ecuația 4. Dacă înlocuim cu 1, minus 3 plus 1 ne va da minus 2, deci 1 este soluție. Iar în cazul ecuației 5, dacă înlocuim cu minus 1, minus 5 plus 4 ne va da minus 1, deci minus 1 este soluție. În continuare, vă voi prezenta mai multe tipuri de ecuații în Z. Primul tip de ecuații este ecuația x plus a egal cu 0, unde a este orice număr întreg. Soluția ecuației este x egal cu minus a. Al doilea tip de ecuație este ecuația de forma ax egal cu b, cu a și b numere întregi, a diferit de 0. În acest caz, x este b supra a, cu B divizibil cu A. În caz contrar, ecuația nu are soluții întregi. Apoi, un alt tip de ecuație este ecuația de forma AX plus B egal cu 0.
În acest caz, x egal cu minus b pe a, cu aceeași observație, dacă b e divizibil cu a, atunci ecuația are soluții, în caz contrar nu are soluții pe mulțimea numerelor întregi. Ecuații de forma 3, de forma C. Un produs x plus a ori y plus b egal cu 0. Știm că un produs e 0 dacă și numai dacă unul din termeni e 0, adică x egal cu minus a sau y egal cu minus b. Și al patrulea tip de ecuație este ecuația de forma x plus a pe lângă y plus b egal cu m, în care parantezele x plus a și y plus b trebuie să fie egale cu divizori întregi ale numărului întreg m. Această ecuație se poate rezolva numai pe mulțimea numerelor naturale sau întregi. Atenție, pe mulțimea numerelor reale sau raționale, ecuația are o infinitate de soluții. Așadar, haideți să rezolvăm împreună câte un exemplu din fiecare dintre aceste tipuri de ecuații. Prima ecuație, x minus 7 egal cu minus 12. Se separă termenul necunoscut de termenul liber, deci x egal cu minus 12 plus 7. În concluzie, x egal cu minus 5. Aceasta este soluția ecuației. Minus 5 este număr întreg. Ecuația 2. 2 ori x egal cu minus 24. În acest caz, x egal cu minus 24 supra 2, adică x egal cu minus 12, care este număr întreg. Atenție! Dacă 2 nu era divizor al lui 24, atunci ecuația nu avea soluții pe mulțimea numerelor întregi. De exemplu, dacă aveam 5x egal cu minus 24, atunci x era minus 24 supra 5, care nu era număr întreg. Însemna că soluția ecuației este mulțimea vidă, adică nu are soluții, cu alte cuvinte. Dar observăm acest exemplu la 3. 7x egal cu minus 19, x egal cu minus 19 supra 7. Aceeași explicație ca mai sus. Minus 19 supra 7 nu este număr întreg, deci x aparține mulțimii vide. Ecuația 4. Separăm termenul necunoscut de termenul liber, deci îl trecem pe 3 în partea cealaltă cu semn schimbat. 2x egal minus 1 minus 3, adică 2x egal cu minus 4, x egal cu minus 4 supra 2, x egal cu minus 2, număr întreg. Aceasta este soluția ecuației 4. În următoarele două exemple am considerat ultimele două cazuri de ecuații teoretice prezentate anterior. Ecuația 1 este ecuația în care avem un produs egal cu 0. X minus 7 pe lângă Y plus 2 egal cu 0. Acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă una dintre paranteze este 0. Așadar, vom scrie echivalent cu X minus 7 egal 0 sau y plus 2 egal 0. Din prima rezultă că x egal cu 7, din a doua y egal cu minus 2. Așadar, perechea de numere întregi care verifică ecuația este xy egal cu 7 și minus 2. În cazul ecuației 2, avem produsul x plus 3 ori y minus 5 egal cu 6. Aici vom considera toți divizorii întregi ai lui 6, care înmulțiți ne dau 6. Așadar, vom avea cazurile. Ca să nu ne încurcăm, eu vă recomand să scrieți în felul următor. Minus 1 și minus 6. Minus 1 ori minus 6 ne dă 6. Minus 6 ori minus 1, apoi 1 ori 6 și 6 ori 1,
minus 2 ori minus 3 și minus 3 ori minus 2, 2 ori 3 și 3 ori 2. Aceștia sunt divizorii întregii lui 6, al căror produs ne dă 6. Așadar, vom avea 8 cazuri pe care va trebui să le tratăm pe fiecare în parte. Adică, x plus 3 egal cu minus 1, y minus 5 egal cu minus 6. De aici rezultă că x egal cu minus 4, minus 1, minus 3, da? Și y este minus 6 plus 5, adică minus 1. Și este prima pereche. Apoi, prima pereche, perechea 2. X plus 3 egal cu minus 6, y minus 5 egal cu minus 1. De aici rezultă perechea x egal cu minus 6 minus 3, adică minus 9, y egal minus 1 plus 5, 4. Cazul 3. X plus 3 egal cu 1, y minus 5 egal cu minus 6. Rezultă x egal cu minus 2, y egal cu 11. Cazul 4, x plus 3 egal cu 6, y minus 5 egal cu 1, adică x egal cu 3, y egal cu 6. Observăm că toate aceste soluții sunt întregi. Cazul 5, x plus 3 egal cu minus 2, y minus 5 egal cu minus 3, adică x egal cu minus 2 minus 3 minus 5, y egal cu minus 3 plus 5, adică 2. Cazul 6, x plus 3 egal cu minus 3, y minus 5 egal cu minus 2, deci rezultă x egal minus 6 și y egal 3. Cazul 7, x plus 3 egal cu 2, y minus 5 egal 3, adică x egal cu minus 1 și y egal cu 8. Și cazul 8, ultimul caz, x plus 3 egal 3, y minus 5 egal 2, adică x egal cu 0 și y egal cu 7. Acestea sunt perechile de numere întregi care verifică ecuația. Acestea au fost noțiunile legate de etapele de rezolvare ale unei ecuații pe mulțimea numerelor întregi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult succes! La revedere!